Хлопці, ви! Талхарій! Хлопці, ви! Ворошеп, ти ж мать. Бандалу папук! Бандалу папук! Раскулак, раскулак. Бай талхарілор! Мафія кує полець! Цей режим тоталітар! Мафіоцілор! Талхарілор! Що фашист бойцей? Дака ренжіє бубокла цьому решей! Дака ренжіє бубокла цьому решей! Що фашист бойцей? А спринітворні ще екзекутація, шей? Матінг вирушені! Дака ренжіє бубокла цьому рину! Квода тордін! Талхарівай! Мафія де ла гувернарі! Лесаць байкну і корту востру! Талхарій! Овіні титушки ла кишинав! Титушки куя полець піді суп! Армата русянська де окупації! Мафія! Талхарєва! Я от талхарі спазитку я полець! Ну, деструдіскай буну омулуй! Мафія де ла гувернарі! З теми де протести пашничі! Ось респундіцька є косту громада. Мафія де ла гувернарі! Що дулейку є полець! Бай, да карим в'є бобок ла цим пушка, бай! Екзекутац ордені орбєшть! Алексій Гросу, я рай бун тимпулу папук, що акума єш перфект, що мушук ну зимбік, єш ка ум бандит. Ați jefuit niște oameni pașnici. Aici asta știu. De asta le-a dat ordine mai de sus. S-a grămădit. Oricum vina e a lor, celor care execută. Bandiților! Cine? Voi ăștia cu epolet și fără. Talharilor! Talharilor! Coților! Ia-ți cum jefuiesc, ia-ți cum fură, ia-ți cum jefuiesc. Sărași! Talharilor! Dacă ar îngie boboc la țumoric, v-a dat ordin, așa-i? Vai de capul vostru, ia să vă vadă toată lumea la față. Că după aceea a zis că nu, a spuneți că nu erați aici. Că nici cu spatele nu știți. Vă plătim din banii noștri să aveți grijă de drepturile noastre, dar voi serviți oligarhii de la putere, căcășoșilor. Eu cumpărat ca pe niște... Dar nici nu eu cumpărat, îi hrănesc cu fermături și-s mulțumit. Și le treci printre dește. Da, da, da. Așeți voi în loc oamenilor. Dacă v-ar da ordin să-l omorâți pe boboc, l-ați omorât iară, băi. Dacă le-o promis cu foaie, nu știu cu oamenii, degeaba... Dar nu le-o promis nimic, ăștia scăței hrăniți cu fermături, sărașe. Îi fac servici, că e cu deasără, da, ca și ne vinovatul. Dar și nu arăt. Arată, poate scoți ochii. Banii publici plătiți. Din banii noștri, din poestele noastre. Demisia, mușuc! Dar demisia, ministrul interne și... Habar n-ai de legi și de drepturi. Ești ca din copac. Singur ești ca din copac. E acolo, să spăresc acum în ministerul, știu că ar fi un post de viceministru. Și de ce evacuează? Și eu spus să explicați ceva? Eu m-am întrebat dacă nu vrea să răspund dumnealui. E de unde să știi? Execută ordine verbale. Banda lui Papuc! Înțeles, de sâmbătă, zară, sâmbătă, nu sâmbătă acum, sâmbătă trecută. Ce-a fost alarma când a fost orașul nostru publicat la știri? Păi a fost o alarmă falsă, a pus cineva un muliaj de bombă la Tighina așa și a surat comisariat de poliție general. Și nu? Păi a spus că a fost atentat la comisariat general de poliție. Cine a anunțat lumea? Și gata, v-au luat lucrurile, nu v-au spus unde le duc. Nu v-au spus unde vă duc lucrurile, cine le-au luat. Ia uitați-vă, nici nu le-a inventariat. Dar sunați la poliție, sunați la 902, că v-au jefuit.
Sunați la 902 că v-a jefuit, nu o să aveți dovadă. În 5 minute v-a jefuit. Domnul Ieșanu, v-a jefuit, de ce nu sunați la poliție? Sunați la poliție, 902, poate ministerul nu știe. Poate ministerul nu știe. Ei, dacă el e polițist cu uniformă, nu-i ca mafioț și e doi de la Aniază. Arată-i! Arată-i buletinul dacă vrea să știi. Toți vreți să ne prezentați nelegi și masă, nu? Păi spuneți cu ce cauză! De ce n-am din dimineața, ora 10, când a fost egal? Dar eu nu mai vreau să vadă, așa, să te intimideze. Nu vreți să ne provoace? Oamenii protestau pașnic, ce v-ați băgat peste ei? Asta se cheamă democrație! Să-i intimidați, da? Prezentat dispoziție. Da, așa. Și să des... care dispoziția? Cărui primar? Au fost chiartoacă pe aici? Au fost, nu, jumătate din palmă și-a dus. Uitați-vă, domnul, ține. Nu, e lui interesant că să nu... O copie la dispoziție. Care s-au dus la cunoștință? Dar asta nu-i copie, asta nu-i copie. Asta-i copie la dispoziție. Și ce scrie în dispoziția primarului? Luați, vă rog, și informații. Ce scrie acolo? Dumneavoastră nu vreți să mai spuneți odată. Domnul Brega, eu nu vreau să mă repet. Păi cum vrei, treaba mă tare. Eu ți-am dat ocazia să pari deștept. Felicitări, dar să ne mai protestăm mai departe. Ați luat hainele, duceți-mă. Păi nu, dar nu trebuie să chem poliția, că te-o jefuit. Nu trebuie să chem poliția dacă îi stăți aici. Domnul Juc de-a meu, chema sâmbă. Nu faci nic. Eu, că vă ieși motor, omuș. Așa la costă bani, nu? La cortul avea dreptul? Așa orice e Moldova și-o răzducă. Țara, o să furi Moldova așa, ei deja au luat atât, banii l-au luat și să duci. De grabă și de unde? Domnul Mușuc tot ați plecat de grabă și hotare, care cont deschis acolo și... Hai, domnul Mușuc! Lui pocă trebuie! Cred că de grabă trebuie să plecați dumneavoastră și hotare, îți vezi un cont deschis acolo și... Ia, o luată, o plecată, că eu vorbesc oficial... Nu vezi cum grește el oficial, cum el în buzunări, așa grește un oficial de Moldova. Mafia, bandiților, talharilor. N-are el nici un ban, el execută ordine, orbește. Cred că îl șantajează cu vreo minoră violată ceva sau cu câine, păi și nu știi ce-o vândut el. Trebuie să vedem, altfel el cum te-ar șantaja, dacă nici nu te plătesc. Nici nu-ți plătesc. Vă dați seama și vă mi-ați dat domnul Brega. Vă dau judecat pentru asta. Brega, vă dau judecat pentru asta. Demă, demă, demă. Minor și violată. Păi eu presupun. Altfel cu și te șantajează, da. Altfel cu și te șantajează, da. Vă spun încă o dată. Bine că ați spus cuvintele astea. Foarte bine. Minor. Vă dați seama și eu presupun. Presupuneți. Altfel cum te-a? Dacă nici nu-ți plătesc. Cum nu mă plătesc? Eu primesc salariul meu. Aia da, pentru salariu nu faci ilegalități. Da, e sam. Pentru salariu nu faci ilegalități, cred că sau vrei epoleți mai mari, sau te șantajează cu ceva. Cine știe, ai vândut câini pe sau heroină? Câini pe sau heroină? Ei, este chip, asta e amenințare. O să ne vedem în instanța de judecată, și? Hai, hărășo. Dar sper să n-ajungă dosarul judecat, că n-au pentru ce. Ce vorbiți? Eu am presupus, altfel cu ce te-ar șantaja? Sau câini pe-ai vândut? Sau marihuana, sau ce-ai vândut? Sau poate heroină? Poate heroină, unde sunt acele 200 de kg heroină? Și mă întrebați. Dar cine e din poliție aici? Și mă întrebați. Cine e moștenit pe gumeniță și pe papuc? Nu vă lecem. Vă spun încă o dată. Eu vorbesc cu omul. Nu amenințați protestatare. Eu vorbesc cu omul. Dați-mi voie să nu înceapă amenința oameni și începe... Cine știți? Vini stăță cu azi cu jurământăți. Cum nu se începe? Ia-ți privați oameni de bunuri. Vă purtați ca niște bandiți. Ia chemați poliția, vă rog. Poate ăștia sunt niște bandiți. Poate sunt din mafie. Ia chemați poliția, vă rog. Sunați la 902 sau la 112. Ia sunați cineva la poliție. Discuții de prost gust, Adnan. Nu curcați sau oameni. Noi o să ajungem până la cer, dacă vă demonstrăm lucruri, vă încurcați. Bine, să ajungem cu oată, să vă cuată. Fiți sănătoși, dar ne încurcați în timpul de față să protestăm. Eu întreb cum e familia dumnealui. Care e problema? Dar n-aveți dreptul, protestează acum. Domnul, legitimați-vă, domnul. Domnul, ies la protest. Pentru ce? Pentru ce? Pentru ce? Ascultați, dar ce strigați la poliție? Să nu strigăm! Ca să audă că-i surdă! Dacă nu strigăm, pentru care e drept? E libertate de exprimare! E libertate de exprimare! E libertate de exprimare! Noi vorbim cum vrem! Da! Să audă! Eu m-am solicitat că cetățeanul în cauză sprijină. De ce? De ce? Nici el nu s-a prezentat și nu spune de ce vrea legitimare. Dumneavoastră recunoașteți că niciodată sunteți răniți. Nu e adevărat! Nu mai este! Nu e adevărat! Nu e adevărat!
adevărat. Nu e adevărat. Pentru ce documentați cetățeanul? Aveți un temei să-l documentați? Ai un temei să-l documentez? Pentru ce-l documentez? Nimeni nu documentează. Dar ce ceri documentul? Ce șești? Nu i-a arătat nimic. Vreți să-i documentul. Lăsați demagogiri, toată țara știe cine sunteți și demagogiri. Am furat corturile și am vrut să furiți documentele. El vrea să vadă unde trăiești și șantajează copiii. Că mafia așa se poartă. Vine și îți șantajează copiii. Nu mi-a reprezentat. Ați prezent, domnul, știi, mă, dar știu ce vorbim. La televizor i-a arătat numele, dar și știi și nu mi-a spus el. Cum îl cheamă? Dar vă rog, nu văd că lumea... Domnul Bregă! El e agent ceva acoperire. Nu trebuie să prezint, domnule, nu trebuie să fie că e son în chef, în blin civil. Arată legitimația! Arată legitimația, omul, ești în serviciul nostru! Ești în serviciul nostru, nu vreau să vorbesc frumos, eu mă exprim liber. Ce să-mi faci? Ce să-mi faci? Eu mă exprim liber. El vă provoacă la... Bine, dați-ne voie să protestăm. Dar văd că nu-i capabil să reziste la provocări. Domnul Șucu, vă rog, angajați-i și dați-ne voie. Dumneavoastră dați indicați că dumneavoastră ne-i puși la protest. La calm, la calm, ești. Dați-ne voie să protestăm mai departe. Răspundeți la întrebări. De protestat non-stop. Vă rog frumos, dați-ne voie să protestăm. Ce vă să întrebați nimeni? Poftim? Ce vă să întrebați nimeni? Ce vă să întrebați nimeni? Ce v-am întrebat? Ce v-am întrebat, domnule? Întoarce-i spatele, omule, dacă n-ai ce vorbi cu el, întoarce-i spatele. Filmă-i și filmator, ce faci? Da, facem kino. Păi, domnule, du-te într-o parte! Mafia cu epoleți cheamă filmul ăsta. Duceți-vă, domnule! Du-te, omule, de aici, că nu vrea nimeni să vorbească cu tine. Nici nu știm cine ești. Nici nu știm cine ești. Du-te de aici, că nu știi să grăiești cu oamenii. Ești un bandit. Ai văzut, e un bandit. Mai degrabă e un bandit. După cum se poartă, e un bandit. Mai degrabă e un bandit. După cum se poartă, e un bandit. Domnul Bregă, lăsați demagogiile astea dumneavoastră. Ce faci, domnule? Dai peste mine, te bagi în spațiu intim. Stai la distanța asta. Stai la distanță de un metru. Știa prochii în spațiu intim. Hai rășă, hai rășă. Hai rășă, hai rășă. Am și de la cine învăța, Iaca. Ați jefuit oameni, acum aș ne dați lecții de moralitate. Ați jefuit oameni, acum aș ne dați lecții de moralitate. Dar dumneavoastră și cântați în loc public. Sunteți o misiune? Da, eu îmi plinesc. O vrut să le iei mâncare, am le-o luat corturile. O vrut să le iei mâncare și am le-o luat corturile. Poftim? Dar cum v-ați exprimat? Чрезвычайное положение с врагами документами. Ce fel de situație? Aici nu știe limba rusă, nu vezi? Ce situație excepțională? Noi transportăm documentele cu noi oricum. Doamne, eu am rugat să le știmeze. Dumnealui. Pentru ce? Asta noi muncim, plătim impozit, că îți compartă așa cu noi. Asta e intimidarea protestatarilor pașnici. Asta e intimidare. Da, el execută ordine verbale de la Recean. Poftim? La revedere. Seara bună. Seara bună, dar pe ce să vă spun seara bună. Ok, noi dumneavoastră. Nu avem arme, nimic nu avem. Pentru dumneavoastră. Pentru dumneavoastră. Voi aveți o metodă foarte bine de a provoca oamenii. Domn. De ce nu vorbiți cu ei? Nu vorbiți, lăsați să vedem ce să fac, așa, pur și simplu că noi suntem. Păi tu zbucăm, Corie. Păi inclusiv, asta e directorul mie, mi-e încarcă de cetățean. Dar n-aveți cui să cânti. Dar n-ai cui la mule, adică uitați că e țara minunilor. La dânsul ăsta e lucru, dar mă dai sănătate țărul să ești. Vă dau cât vă trebuie și mă să-mi plătim, mă dați nevoie să lucrez, să protestăm mai departe. Vă dați Blahatniuc, vă dați Filat, vă dăm și noi. Mă spuneți cât. Domnule. Pune mâna la mâna la oameni și pune de tot. Domnule, s-a adus la cunoștință. Păi nu s-a adus nimeni în locuriții. Dispoziția asta... Iată, o țineți în mână. Arătați lui domnul Bregă în cameră. Și-o dau lui domnul primar să ducă liceu dacă dumneavoastră se vădă. Arătați dispoziția ce-ți facă el. Poftim? Noi suntem cetățeni, deci avem și dreptul și obligații. I-am adus la cunoștință, s-a adus la cunoștință. Arătați, dar nu vreau să arete și gata. Domnule, țineți în mână. Ce țin în mână? O foaie de A4, format de A4. El știe și aia mea ta în hârtie și eu vorbesc cu dumnealui. Dar noi nu vrem format de A4. Ia că prezentați, vă rog, cu domnul Bregă, el filmează. Ce se prezentă? Ce aveți în mână, țineți? Dispoziția? Dispoziția? Dar voi arătați că voi, mai este organele de drept, arătați că voi faceți conform dreptul. Arătați ce dispoziție. Asta e demagogie. Păi cum e vorba de voi, demagogie? Ia ce știm sunteți? În caz